În continuare, adresăm rugămintea doamnei conferențiar universitar dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat, șeful Departamentului de Sănătate Publică din Administrația Prezidențială, să ia cuvântul. Bună seara tuturor! Stimată doamnă comandant, onorat prezidiu, dragi colegi, îmi face o deosebită plăcere să ne revedem cu prilejul unei noi ediții a conferinței anuale a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, dr. Carol Davila. Nouă ediții dovedesc consecvență asumată în promovarea diseminării rezultatelor cercetării și inovării în medicină. Pentru a fi benefice, aceste rezultate trebuie să ajungă cât mai repede la toată comunitatea medicală, iar manifestările științifice de tipul celei de astăzi și accesul la publicațiile de specialitate facilitează diseminarea informației. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila înseamnă tradiție, concretizată în 188 de ani de excelență în medicină militară, de-a lungul cărora profesionalismul cadrelor medico-militare a triumfat, oferindu-ne tuturor încrederea că putem privi cu optimism spre viitor, așa cum de altfel am și văzut. Totodată, ediția din acest an a conferinței marchează 130 de ani de excelență în activitatea medicală cu o funcționare neîntreruptă în același loc. Viziunea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central este orientată către cercetare, inovare, către tendințele europene și internaționale. Spitalul Militar Central constituie, deci, un bun exemplu al îmbinării tradiției cu modernitatea, cu aproape două secole de activitate în slujba pacientului și o viziune orientată spre prevenție către standardele internaționale de diagnostic și tratament al pacienților. Vă felicit pentru agenda cuprinzătoare a conferinței, pentru actualitatea lucrărilor și pentru faptul că ați reușit să aduceți la oaltă un număr impresionant de profesioniști, creând astfel punți de legătură între medicina românească și cea europeană. Doresc să vă felicit totodată pentru profesionalismul și dăruirea pe care atât echipa managerială, cât și corpul medical le dovedesc zi de zi. Prin modelul de responsabilitate în slujba unei cauze nobile pe care îl reprezentați, insuflați motivație în rândul tinerei generații de profesioniști din domeniul medico-militar și încrederea că putem privi cu optimism spre viitorul sistemului de sănătate românesc. Vă mulțumesc și vă urez mult succes!